Doamnelor și domnilor, la știrile Bucovina TV, în studio alături de mine, se află invitatul nostru permanent, jurnalistul Mihai Chira. Bun venit, Mihai! Bine te-am găsit, Angela! Din nou astăzi, la sfârșit de săptămână. Deosebit sfârșit de săptămână. Dacă nu vor fi foarte multe ploi, se vede. Cod portocaliu, astăzi complicată la prânz. Vine de obicei, seara. Când... Urât. Luna iunie a fost foarte interesantă din perspectiva schimbărilor meteorologice. Și se anunță un iulie și un august la fel de palpitant din perspectiva aceasta. Să vedem cum vor face fânul fermierii noștri. Restul, în schimb, arată bine. Restul, în schimb, pe câmp, restul culturii arată excepțional. Excepțional. Trebuie să recunoaștem că dacă mergem în ritmul ăsta, 2017 va fi un an extrem de bun. Până un alta... Între timp ne-am împedicat cu guvernarea, dar în rest, dacă nu mergeau așa, avea un an extraordinar. În alta vorbim despre ședința de Consiliul Local al municipiului Suceava, care a avut loc ieri. Da, și unde au fost aprobate mai multe proiecte. Dintre acestea amintim aducțiunea de gaz metan în cartierul Burdujeni și cartierul Tinereții, dar și reabilitarea statuii ecvestre a domnitorului Ștefan cel Mare. Sunt două deziderate acestea, dacă vrei să le luăm. Aducțiunea de gaz metan în Burdujeni, sat și în cartierul Tineretului, ce să zic, asta avea făcut înainte să înceapă construcția cartierului. Pentru că în orice țară civilizată, la orice beneficiar dacă te duci, dezvoltator imobiliar, ca să spunem așa, nu beneficiar, îmi cer scuze, un dezvoltator imobiliar, când începe o construcție de genul ăsta, cum este cartierul Tineretului, prima dată aduce curentul, 380-ul, obligatoriu în zonă, și gazul, pentru că știe exact, voi avea 5.000 de case aici. Pentru asta îmi trebuie. Atât sunt de mari, deci dacă ar avea toate centrală, da, la capacitate maximă, cam atât ar trebui, cum să zic eu, gândită țeava ca să poată să asigure povestea în zonă să fie corespunzătoare. Da? În momentul în care îți calibrezi lucrurile corect, nu ai probleme. De regulă așa se întâmplă. Dacă ești la un capăt, da, tu ca și cartierul Tinereții, bă, tineretul acolo vreau să mă explic, ei, ești la capăt de țeavă, era clar că luai de undeva de unde ai diametru mai gros, puteai să te duci cu anumit debit de gaz, puteai să te duci și cu curentul în o anumită formulă, pentru că e de știut, la capătul țevii nu e chiar presiunea atât de mare, nici amperajul nu e atât de mare la curent electric, nici la gaz. Deci sunt câțiva parametri care trebuie de fiecare dată urmăriți. Trebuie canalizarea făcută ca să nu te încurci de fiecare dată. Ei, aici o notă de minus pentru autoritatea locală. Da, dacă o faci acum, ok, îți dai seama, alte săpături, alte șanțuri, altă bucurie, altă nebunie, da? Ca să ne înțelegi. Deci alt deranj, altă distracție, alți bani cheltuiți. Pe cealaltă parte, în Burdujeni sat, era, cum să zic, e ca un fel de bonus pentru oamenii. La cum arată zona aia, Vițcanul și Burdujeni sat, sunt două cartiere mărginașe ale Suceavei, Vițcanul arată dezastruos. Burdujeni sat mai e cât de cât, într-o anumită măsură. Povestea cu adusul gazului metan în zonă este mult mai veche. Dacă ții tu minte, de prin anii 2014 o vorbește de așa ceva. Suntem în 2017 acum. Nu vreau să fiu nici cărcotaș, nu vreau să înțeleg greșit părerea mea, dar crede-mă că pașii care trebuie urmați, procedura care trebuie urmată și trebuie îndeplinită toată, va face ca pe finalul lui 2019-2020, începutul lui 2020, dacă vor fi primii beneficiari în Burdujeni sat, să spună să rumână. Pentru că așa merg lucrurile în țara asta. Așa merg lucrurile în țara asta. Și dacă primăria va face tot ce trebuie și începe, dă și fă și sapă și alea, și contestațiile trec și toate lucrurile sunt minunate, se poate întâmpla ca unul la un moment dat să zică, bă, stați așa că mai am eu o poveste. Adică sunt doi parteneri teoretic care ar trebui să lucreze pentru un beneficiar, locuitorul cartierului Burdujeni sat. Dar ar trebui să lucreze așa, într-un ritm susținut. E nu prea se întâmplă locul ăsta de fiecare dată. Dar este un pic, trebuie pus, nu sub semnul întrebării aducțiunea în Burdujeni sat și în Tineretului, trebuie pus data la care se va întâmpla locul ăsta și să nu creăm oamenilor așteptări foarte mari pentru o perioadă scurtă de timp. Pentru că, știi cum e omul, ce bă, gata, s-a aprobat, stai, că nu s-a aprobat, stai, că mai e... Răbdare. Mai e de mâncat un sac de sare până să vezi că ți-ar de gazul în casă. Asta e situația în România momentul de față. Dacă tu anticipezi că data la care aducțiunea de gaz va fi adusă în cartierul Burdujeni este 2020... Dar spune-mi când naiba să sapi, iarna, poți să pași iarna, dar îți spun, Angela, eu cam
am trăit în orașul ăsta, mai puțin perioada cât am fost la facultate, vreo 3 ani de zile, în Constanța, cam de când mă știu. Am 40 de ani îndată de când sunt în Suceava. Nu prea am văzut că lucrurile se meargă în ritmul normal, în ritmul dorit de noi. În schimb, promisiunile merg, o iau înaintea realizărilor cu câțiva ani. Ok, își dorește domnul Lungă, dar și zis-o și el la ultima conferință de presă, dacă ți-aduce aminte, a și zis-o că să nu fim cărcotași, că va mai dura, adică haideți, facem ce trebuie. Sunt niște proceduri, suntem o perioadă de timp ca să trebuie, sunt contestații, sunt tot felul de povești, fă planul, fă situații, nu-i bun pe aici, acu-i terenul ăsta, pe unde săpăm. Nu e așa simplu. Degeaba spui că e simplu, că nu e, nu e simplu. De-aia, eu zic cu oamenii să nu-și facă speranțe foarte mari pentru gaz metan foarte devreme în Burdujeni, Sas și în Tineretului, cartierul Tineretului. Totuși, proiectul privind reabilitarea statuei ecvestre al lui Ștefan cel Mare va trebui să fie gata până la anul când se va sărbători centenarul Marii Unii. Se vrea să fie gata până la anul. Ești sceptic și în această privință? Păi, Angela, hai să o luăm altfel. Mâine, poi mâine, răspoi mâine sărbătoare, nu cred că o să lucreze la statuie. De luni începe festivalul Ștefanian, mă îndoiesc că se aruncă cei de la Ministerul Culturii repede să se apuce de treabă. Luna iulie-august sunt luni de concediu, nu prea stă lumea cu gândul la statuia lui Ștefan cel Mare. Când s-o mai faci? S-a dus anul ăsta, Angela. Deci anul ăsta pentru lucrări de rafinament, de finețe, cum sunt cele de la statuia lui Ștefan cel Mare, de lângă cetate, imensitatea aia, aia nu sunt lucrări că vii cu pă, trântești o tencuială, jap, 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 dăm două găleți de mortar pe deasupra, rășpăluim puțin acolo, trântim o lespede și dă-i drumul că merge. Nu prea se poate așa, nu prea merge în felul ăsta. Acolo sunt lucrări de finețe, trebuie duse utilajele, trebuie rucate, trebuie avut grijă, adică e un pic de lucru acolo. A, să nu se înțeleagă că acolo sunt niște lucrări din alea de zici că e operație pe cor deschis. Nu e nici asta. Dar sunt ceva lucrări, sunt destul de delicate și sunt foarte importante. Eu aș fi extrem de bucuros ca pe 1 ianuarie 2018, când vom sărbători centenarul, când începem sărbătoria centenarului, eu să mă duc la statui și să spun, wow, ce frumoasă este. Și dacă ar putea să taie și... Dar vedem acum că aici este o mare problemă, să știi, uite, n-au luat în vedere, n-au luat în vizor autoritățile noastre. Există deja un, cred că e mesteacăn sau un plop crescut undeva la nivelul superior al statuii. L-ai văzut? Nu. Ba, e o bijuterie de plop crescut acolo. Ar trebui să-l tai, dar nu știu dacă cei de la Direcția Silvică și Agenția pentru Protecția Mediului vor da autorizații. Pentru că ăla este simbol. Crescut din piatră seacă, îți închipui. Dar nu l-ai văzut acolo, deasupra, pe, la nivelul foarte, foarte înalt al statuii. Da, să știi, eu sunt curios cum o să rezolve și dilema aceasta autoritățile. Redem glumim, dar cam asta e situația în momentul de față. Știi, când te iei o crenguță, o rămurică și după aia, hopa, bijuterie, numai ce faci. Te suți acolo, că n-ai cum. Vom vedea ce se va întâmpla și cu acest proiect. Tot ieri s-a mai întâmplat ceva în ședința Consiliului Local. Doi noi cetățeni de onoare au fost desemnați, Nicolae Bodgros și Dumitru Cucu. Da. Eu, din meritau, punctul... nu? Eu aș face cetățeni de onoare pe toți locuitorii municipiului Suceava care au locuit în Suceava în ultimii 20 de ani, pentru că chiar s-au chinuit. Da, care au trăit așa, liniat, știi? Consecutiv, clipă de clipă, nu care au mai și fost plecați. Sunt niște eroi cetățenii municipiului Suceava, să știi, în momentul de față. Locuitorii municipiului Suceava, de multe puncte de vedere, sunt niște eroi. Și nu vreau să fiu mai mult decât am fost răutăcios. Domnii aceștia, domnul Dumitru Cucu și domnul Nicolae Bodgros, sunt niște valori recunoscute pe plan național și de multe ori și internațional. Oamenii aceștia lasă ceva în urmă, lasă ceva pozitiv în urmă, lasă sudoare, lasă, cum să zic eu, ore, dacă nu chiar ani, munciți într-un fel sau altul în slujba comunității. Eu mă bucur că pot fi contemporan cu domniile lor și mă bucur că cei din Consiliul Local au reușit să treacă peste orgolii, peste tot felul de frustrări personale și să voteze ca acești doi oameni să fie ridicați la rangul de cetățeni de onoare. Merită și eu cred că sunt convins că cei din aparatul de consultanță sau consilierii primarului Ion Lungu vor avea înțelepciunea se descopere că în municipiul Suceava mai sunt foarte mulți oameni care ar merita această distinție. Felicitări celor doi și felicitări primăriei că a înțeles să-i gratuleze cu aceste titluri. Diplomele le vor fi înmânate sâmbătă în deschiderea zilelor Sucevei. Hai, și un pic de festivie, și un pic de hai să frunză verde de da, știi cum se spune, plop de frunză verde de tei. Ce să fac eu săptămâna viitoare? Cam așa e.
Da, la urmă, cum să zic, e un cadru frumos și un cadru elegant. Trebuie să-ți pui în valoare valorile, în valoare valorile. Oamenii care au reprezentat ceva pentru tine. Zilele Sucevei este unul dintre acele momente în care poți să-ți pui în valoare ce e mai prețios pentru tine. Și e foarte bine că s-a întâmplat lucrul ăsta. Sincer, e foarte bine. Eu personal, ce să vrei de la Zilele Sucevei? Ce se întâmplă de Zilele Sucevei? Lasă așa că e bine așa. Măcar acum, știi, să vadă, bă, de când nu ne-ai mai auzit tu de Nicolae Bodgroz? De când nu ai mai auzit de Dumitru Cucu? Sunt momente din alea, știi, când ei apar, muncesc foarte mult timp. Acesta este un dirijor extraordinar, domnul Nicolae Bodgroz. Domnul Dumitru Cucu este președintele Fundației Culturale a Bucovinei. Ei, sunt niște oameni care nu-i vezi în fiecare zi cum mă vezi pe mine, da? Că bat din gură aici, n-am de spus ceva, bat din gură. Ei stau, muncesc, pitrocesc, se chinuie, sudoare, ți-am spus, sudoare, inteligență, muncă, abnegație. La un moment dat vin cu un produs care este extraordinar. Felicitări și unora și celor care i-au gratulat cu aceste distinții. Din punctul tău de vedere, care ar fi următorul cetățean care ar merita acest titlu din municipiul Suceava? Luați de la A la Z, toți locuitorii municipiului Suceava, făcuți eroi prima dată. Eroi ai tranziții către municipiul normal Suceava. Asta ar trebui să facă acest consiliu local dacă ar fi corect față de suceveni. Dar nu mă pune. Știi cum ai pus o situație atât de delicată acum? Îmi vine în minte o grămadă. Deci știi cum? Acum o luăm și altfel. Bă, unora li s-au dat nume de bulevarde, cum e doamna Sofia Vicoveanca. De ce e mai bună doamna Sofia? De când Nicolae Bodgroz? De ce trebuia Dumitru Cucu? De ce nu trebuia? Intrăm într-o discuție, cel puțin sterilă din perspectiva aceasta. E bine că ne putem aprecia mai mult decât o facem de obicei, valorile locale. Și asta este perfect. Poate că unii ar merita mai mult, poate că unii ar merita mai puțin, poate că unii n-ar merita deloc. Știi cum e? Părerile sunt împărțite. Unii zic că da, unii zic că nu. Cei care au zis da, au ales bine de data aceasta și să le dea Dumnezeu năravul să și-l păstreze. Ultima întrebare, vei participa la evenimentele organizate în acest weekend? La care, că este multe. Știu, la procesiune, la... Îmi place să merg, să urmăresc procesiunea, dar să știi că nu-mi place închisuiala și alergatul ăla călcatul, trandafirilor, rupt, bătaie printre oglinzile mașinilor, hai, pe repede înainte, căldura aia, îmbulzeala, mirosul ăla de transpirație, în fine, e un moment din ăla, ai fost de multe ori? Nu. Dacă nu poate ar fi momentul să mergi să participi o dată la procesiunea aceasta, este e altceva, e o poveste de aia și foarte ciudată. Da, e interesant de mers, sincer, e interesant de mers, dar de data asta o să stau așa mai în rândul 3-4, știi, ca să fie treabă bună. Aș vrea în schimb să mă duc să gust din sarmalele domnului Lungu în seara asta, să văd dacă pot și dacă ajung. Să văd dacă ajung. Poftă bună în caz că vei ajunge și frumos. Un weekend frumos. Știi unde m-aș duce? Și sper să pot ajunge. M-aș duce la Rădăuț, în schimb. Sâmbătă și duminică. M-aș duce la Rădăuț, la Cupa Bucovinii și la Cupa Fer. Sincer îți spun. Sunt două mini-competiții reunite sub o mega-competiție, cum este cea de la Rădăuț. Este extraordinar ce se va întâmpla la Rădăuț acolo și merită de văzut. Acolo m-aș duce. Aș veni la Suceava, cum am spus și ieri, și m-aș duce și la Rădăuț. Dacă m-aș putea împărți în două, ar fi perfect. Crede-mă, m-aș duce. Ok, o să ne povestești luni unde și dacă cum ajung, a fost. Da, că de obicei știi cum e. Te-a pus de treabă. În fine, nu mai contează. O să vedem. Dacă ajung, îți povestesc cu mare drag. Atât pentru astăzi. Un weekend frumos să ai. Și ție. Mulțumesc. Domnilor și domnilor, continuăm știrile. În cadrul ședinței Colegiului Prefectural a fost prezentată o analiză a premiilor obținute de elevii suceveni în anul școlar 2016-2017. Deși pe parcursul vacanței de vară vor mai fi olimpiade și concursul, județul Suceava se poate mândri cu un număr destul de mare de premii obținute.